În urmă cu 85 de ani, la ora 17, se inaugura cu apelul Alo, alo, aici, Radio București România, postul național de radio. Un moment de neuitat și pentru postul regional de radio, care astăzi, prin emisiunile difuzate, a adus în casele oltenilor o parte din momentele de neuitat. România împlinește 85 de ani, va fi o clipă de istorie peste alți 85 de ani, când își vor aduce aminte de edițiile speciale. Ce-am ales din comoara noastră pentru minutele următoare? Pentru minutele următoare am ales Romanța Rozinei, o înregistrare din 1928. Ascultătorii Radio Oltenia Craiova au avut bucuria să-l întâlnească pe calea undelor pe Gabriel Cotabiță. Prezența artistului craiovan în emisiunea Pulsul Zilei nu a fost întâmplătoare. Aici am înregistrat prima dată cu formația Redivivus, acum câțiva ani. Nimeni nu știa, nici măcar eu nu știam, că eu am vorbit cu Florin, că ne întâlnim, am să-i dau piesa. Nu să ajung să fiu la radio și la ora 10 numai el și cu mine și cu cei de aici știam că intrăm. Deși ne-a avut norocul să asculte Radio Oltenia, dacă într-adevăr a fost un noroc, ne-a auzit. Noua grilă de programe lansată astăzi de Radio România Oltenia Craiova își provoacă ascultătorii cu multe noutăți editoriale la porțile zilei Bună dimineața Oltenia, Fii ascultător, Super muzica de sâmbătă, sunt doar câteva dintre emisiunile radioului craiovean. De astăzi, de când Radio România Oltenia Craiova emite pentru prima oară în istoria sa 24 de ore din 24 și așa vor rămâne lucrurile, emite printr-o grilă de programe care se va adresa absolut tuturor categoriilor de public. Pulsul Zilei va fi o emisiune socială, o emisiune pentru ascultătorii Olteniei, pe care atât eu cât și colega mea Andrada Cojocaru o vom realiza zi de zi în intervalul orar 11-14. Evident că vom pune pe tapet toate problemele cetățenilor din Oltenia. Vor fi tronsoane mari de emisiuni de luni până duminică. Vom fi din nou mai aproape și mai aproape de ascultătorii noștri. Noutăți absolute sunt jurnalele care sunt proprii. Până acum corporația noastră organiza jurnale pentru toate studiourile regionale. Acum nu, vor fi jurnalele proprii Radio Oltenia Craiova. Tot astăzi, pentru cei curioși să cunoască oamenii de radio și locul unde aceștia lucrează, porțile au fost deschise larg.